Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre regimul TVA în cazul achiziției intracomunitare a unui autoturism. Despre ce este vorba? În cazul achiziției intracomunitare a unui autoturism, care nu este nou, cu o greutate care nu depășește 3500 de kilograme și nu are mai mult de 9 scaune, dacă vânzătorul dintr-un alt stat membru și cumpărătorul din România sunt înregistrați în scop de TVA, care este regimul de taxare din punct de vedere TVA în cazul cumpărătorului din România? Soluția specialiștilor portal contabilitate.ro este următoarea. În situația în care autoturismul este achiziționat în vederea desfășurării de activități pentru care este permis dreptul de deducere a TVA, conform articolului 145 indice 1 din Codul Fiscal, atunci, pentru achiziția respectivă, aveți dreptul de deducere a TVA în cazul în care se face dovada transportului autoturismului din țara membră UE în România. Dovada transportului, în cazul în care acesta este condus efectiv din țara membră UE până în România, se va face cu dovada înmatriculării autoturismului la autoritățile române. În cazul în care aveți drept de deducere a TVA, atunci veți face operațiunea de taxare inversă 4426 la 4427. Operațiunea se declară în decontul de TVA la rândul 5,5.1, respectiv 17,17.1 și se va declara și în declarația 390 până la data de 25 a lunii următoare ca operațiune cu codul A. În situația în care autoturismul nu va servi exclusiv activităților exceptate, așa cum sunt prevăzute la articolul 145 indice 1 din codul fiscal, chiar dacă societatea din țara membră UE va factura fără TVA, având dovada înmatriculării autoturismului în România, nu veți avea drept de deducere. Clarificarea acestui aspect riese și din circularea MFP 34.001061 din data de 15.05.2009. Monografia contabilă în acest caz va fi 2133 la 404, 4426 la 4427 și de asemenea 2133 la 4426. În decontul de TVA, operațiunea se declară la rândul 5,5.1, respectiv 17.1, iar TVA-ul deductibil se reia la rândul 26 mai puțin cu TVA aferent autoturismului.